De peste un secol, în subsolul Institutului de Istorie Vasile Pârvan din București, zac uitate câteva zeci de vestigii care, dacă ar fi cercetate, ar putea schimba tot ceea ce cunoaștem astăzi despre etnogeneza poporului român. Nu poartă niciun număr de inventar, iar generațiile de specialiști care le-au văzut au preluat teoria conform căreia acestea nu sunt decât niște falsuri foarte bine realizate. Nimeni nu a încercat să le studieze în amănunțime pentru a vedea dacă ele conțin elemente ale alfabetului geto-dacic sau nu sunt decât opera unui geniu în falsificări. Cu toate acestea, au trezit interesul KGB-ului, care a trimis în anii 80 mai mulți agenți în România pentru a strânge informații despre un fabulos tezaur dacic. Specialiștii se feresc să comenteze pe marginea acestei descoperiri arheologice, preferând să preia teoria falsurilor de la predecesori. În acest timp, numărul obiectelor depozitate în subsolul Institutului de Istorie a scăzut de la 500, câte erau la începutul secolului trecut, la 37, în decursul anului 2004, pentru ca la momentul realizării acestui film, în depozitul din subsolul instituției amintite, să mai fie găsite numai 24. De unde provin aceste vestigii care vorbesc despre viața vechilor regi daci într-o limbă necunoscută? Conțin ele informații care pot să zdruncine din temelii arhicunoscutele teorii ale etnogenezei poporului român și ale popoarelor din Balcani, sau nu sunt decât o farsă concepută din amuzament de un geniu al falsurilor? Suntem în anul 1871. După ce, în urmă cu 5 ani, descoperise locurile mirifice ale bucegilor, regele Carol I al României se hotărăște să petreacă vara la Sinaia împreună cu regina Elisabeta. Casa regală a ordonat să fie amenajate câteva chilii ale noii mănăstiri, modernizată prin contribuția regelui, iar suita regală se instalează aici peste câteva zile. Carol și Elisabeta cutreieră zilnic codrii bucegilor și malul râului Peleș. În timpul unei asemenea plimbări a înflorit în mintea domnitorului ideea de a construi aici o reședință de vară. Dincolo de frumusețea locurilor și de liniștea de care avea atâta nevoie, Carol a luat această hotărâre și datorită faptului că unica sa fică, principesa Maria, care era bolnavă, îl rugase de mai multe ori să o ducă la Sinaia pentru a bea apă din râu. Însă, la alegerea locului viitoarei construcții a contribuit decisiv și faptul că el auzise despre fabuloasele comori dacice ascunse în masivul Bucegi și observase numeroasele schituri construite în apropierea peștelor de preoții locali, despre care se spunea că sunt păzitorii tezaurului marelui rege Decebal. Carol aflase din presa vremii și despre teoria conform căreia Sfinxul și babele din Bucegi ar fi niște statui megalitice care arată drumul către o mare grotă în care sunt ascunse nebănuite comori dacice. În 1873, domnitorul a cumpărat terenul și a încredințat realizarea planurilor viitorului castel arhitectului german Wilhelm Döderer, profesor la Școala Politehnică din Viena.
Lucrările au început în câteva zile, fiind instalate mai multe firăstraie mecanice pe râurile Peleș și Prahova și deschizându-se mai multe cariere de piatră pe întreaga suprafață a masivului Bucegi. Au fost ridicate câteva zeci de locuințe pentru muncitori, gropi pentru var și cuptoare pentru fabricarea cărămidei, astfel că, în câteva luni, în mijlocul pădurii din Sinaia a apărut un sat cu peste 400 de oameni. În vara anului 1875, odată cu săparea fundației, se pare că un grup de muncitori a descoperit un mare tezaur din piese de aur, conținând câteva sute de plăcuțe scrise în relief, într-o limbă necunoscută. Aceste relatări, care s-au transmis pe cale orală, sunt probate de relatări ale primarilor care s-au succedat la conducerea administrației locale între anii 1875 și 1930. Gheorghe Gătej, Ion Manoilescu, Ion Stoicescu, Ghiță Ionescu, Ion Suvrezeanu și Gheorghe Mateescu. Deși nu s-au păstrat documente care să ateste autenticitatea acestui eveniment, există informații că reprezentanții guvernului Lascăr Catargiu au predat întregul tezaur regelui Carol I, această operațiune fiind efectuată în mare taină de jandarmi și angajați ai primăriei. În anul 1690, spătarul Mihail Cantacuzino a întreprins împreună cu mama și soția sa un pelerinaj la Ierusalim și Nazaret, în locurile sfinte unde a trăit Iisus Hristos. Pelerinul a fost foarte impresionat de culmile muntelui Sinai, locul în care Moise a primit de la Dumnezeu tablele cu cele 10 porunci. La întoarcere, a hotărât să construiască o mănăstire care să poarte numele acestui munte sfânt. Mănăstirea Sinaia a fost sfințită la 15 august 1695, primind hramul adormirii Maicii Domnului. Din cauza poziției sale strategice, ea a fost invadată timp de 200 de ani de turci și austrieci, care au distrus-o parțial, însă a reușit să rămână un punct de reper al ortodoxismului. În jurul mănăstirii s-au stabilit mai mulți scutelnici, care au format o populație stabilă și au înființat satul Izvorul. În 1874, numele său a fost schimbat în Sinaia, devenind oraș în 1880. Familia regală a României a locuit la mănăstirea Sinaia din 1871 până în 1883, când au fost finalizate lucrările de construcție a castelului Peleș. În vara anului 1875, când a fost descoperit tezaurul dacic, regele locuia în mănăstirea Sinaia, motiv care a făcut ca plăcile de aur să fie aduse aici. După câteva luni, Carol a ordonat ca cele câteva sute de plăci de aur să fie copiate la fabrica de cuie din Sinaia, pentru a nu se pierde eventualele informații istorice, iar după aceea să fie topite. Astfel, toate plăcile de aur au fost copiate în plumb, acestea din urmă fiind depozitate la rândul lor în depozitul din subsolul mănăstirii.
Se presupune că regele fie a folosit aurul pentru finalizarea lucrărilor de construcție a castelului Peleș, fie pentru a finanța campaniile militare din războiul pentru cucerirea independenței. Din acest moment nu au mai existat niciun fel de informații referitoare la plăcuțele din plumb. În arhiva mănăstirii din Sinaia nu s-au găsit documente care să ateste că aceste relatări sunt adevărate, din cauza faptului că întreaga arhivă a fost mutată la București în anul 1956, din motive necunoscute. Aici au rămas, în schimb, două plăci rotunde din plumb, asemănătoare plăcilor deținute de Institutul de Istorie din București, care există și astăzi în depozitul Muzeului Mănăstirii, însă care nu sunt accesibile publicului. La rândul său, Patriarhia Română refuză să dea informații referitoare la acest subiect. Există informații că, în arhivele fostului Comitet Central al Partidului Comunist Român, a fost descoperită recent o scrisoare a regelui Carol I, care a însoțit plăcile de plumb predate mănăstirii Sinaia. Conform declarației unui părinte vicar de pe vremea regelui, această scrisoare, care se află astăzi la Vatican, conținea următoarele cuvinte. Cu iertăciune în fața lui Dumnezeu mă plec pentru greșeala pe care am făcut-o, distrugând poate unul dintre cele mai importante izvoare de istorie ale nației române. Înaintez, nu ca danie, ci într-o păstrare, locașului Mănăstirea Sinaia și credincioșilor slujitori ai locașului pentru veșnicie ceea ce a mai rămas. Cert este că, în tradiția orală din zonă, s-au păstrat numeroase relatări despre existența acestor plăcuțe din plumb, mulți bătrâni amintindu-și că au văzut la părinții lor asemenea obiecte pe care aceștia le primisere de la primarul de atunci. Până în timpul celui de-al doilea război mondial, nu a mai circulat nicio informație referitoare la plăcuțele de plumb descoperite la Sinaia. Ele au ajuns în depozitul Muzeului de Antichități din București la sfârșitul secolului al XIX-lea, pe vremea lui Grigore Tocilescu, unde au fost așezate niște coșuri din rachită și au fost date uitării. Nimeni nu le-a inventariat și nici studiat generațiile de istorici care au lucrat la muzeu, preluând ideea că sunt falsuri, fără să le supună vreunei analize de specialitate. Din păcate, nu există nici o formă de înregistrare, nici un act care să fi înregistrat proveniența acestor piese. Ele erau în depozitele Institutului. În 1962, când am pășit eu prima oară în această onorabilă instituție de cultură, una dintre cele mai vechi, ele n-aveau nicio formă de, repet, de înregistrare. În 1943, istoricul Ion Nistor era director al Muzeului de Antichități. El preluase de la predecesorii săi ideea că aceste plăcuțe din plumb sunt niște falsuri, însă, interesat de informațiile istorice înscrise pe ele, le-a studiat în secret, descoperind câteva amănunte extrem de importante care puteau da peste cap întreaga teorie pe care o împărtășeau istoricii vremii. El dorea să scrie o carte despre ele, însă, din dorința de a nu fi discreditat în fața colegilor de un asemenea demers, a delegat-o pe Marioara Golescu, o pasionată de istorie din înalta societate, să scrie această carte, el urmând să o consilieze.
Marioara Golescu a decis pentru început să fotografieze aceste plăcuțe, motiv pentru care a apelat la serviciile lui Dan Romalo, fiul prietenei sale cele mai bune, care era fotograf. Fiind student și plăcea așa partea tehnică la toate, făceam fotografii, mai ales problema era pe vremea aceea să faci fotografii de aproape și să fie bine puse la punct. Asta nu se putea pentru că nu exista pe vremea aia aparat fotografic cu vizare prin obiectiv. Și avea ea, mătușa mea, avea niște dispozitive cu niște piciorușe care încadrau plăcile și fixau și distanța. Și atunci m-am oferit să le fotografiez. Și așa am fotografiat câte plăci au fost atunci, mult mai